Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este un frumos prilej de a ne îndrepta gândurile pline de dragoste, respect și recunoștință față de fiecare persoană de vârsta a treia din comunitatea noastră și de a le mulțumi pentru sfaturile lor înțelepte și pentru exemplul lor de viață. Cu această frumoasă ocazie, Primăria și Consiliul Local al Municipiului Petroșani, în frunte cu primarul Tiberiu Iacob Driții, au onoarea și plăcerea să le ureze din tot sufletul cetățenilor din generația celor cu mai multe amintiri, sănătate, bucurii și un sincer la mulți ani. La Petroșani această festivitate are un caracter special pentru că urmărește să omagieze o performanță de viață, aceea a cuplurilor care au reușit să străbată timpul împreună, ajungând la 50 sau chiar 60 de ani de viață împreună. Administrația publică locală reușește fiecare an să facă acest gest deosebit de frumos, prin care vi se recunosc mult mai multe merite decât acela de a fi în cuplu și pentru că organizatorul de facto al acestei festivități este domnul primar Tiberiu Iacob Driții, îl invit să ne spună câteva cuvinte. Bună dimineața tuturor, bine ați venit și la mulți ani, pentru că astăzi este ziua dumneavoastră a persoanelor vârstnice și pentru noi, cei mai tineri, e o ocazie să vă arătăm cât de mult ținem la dumneavoastră. Astăzi premiem 21 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie, din care 6 au împlinit 60 de ani de căsnicie, un lucru extraordinar. Și vă felicit încă o dată, vă urez multă sănătate, multe bucurii alături de cei dragi, să vă bucurați de copiii dumneavoastră, de nepoți și să vă bucurați de faptul că sunteți împreună. Pentru noi sunteți un exemplu, sunteți un model de urmat și sunteți, dacă vreți, un model de conviețuire și un model de perseverență, de toleranță, de respect pentru unul pentru celălalt și pentru valorile fundamentale ale familiei. În această lume în care trăim astăzi, cred că este foarte important să reușim să transmitem mai departe tinerilor din ziua de astăzi aceste valori fundamentale, pentru că, indiferent de ce s-ar spune sau ce curente ar fi la modă într-o vreme sau alta, fundamentul și baza unei comunități și a unei societăți rămâne familia. Iar dumneavoastră sunteți exemplu viu al acestui lucru. Și ne bucurăm foarte mult că dumneavoastră ați reușit să treceți peste toate greutățile vieții și să fiți împreună și să fiți un sprijin pentru copiii dumneavoastră, pentru nepoți, pentru prieteni, pentru toți cei apropiați. Încă o dată urez la mulți ani, multă sănătate și să dea Dumnezeu să fiți la această vârstă cât mai fericiți, dacă se poate, în fiecare clipă și în fiecare zi, să vă bucurați de cei din jur și de tot ceea ce se întâmplă în viața la dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumim că existați și la mulți ani! Invită cuplul Cornelia și Alexandru Buscău.
mâine. Cuplul Ana și Gheorghe Căldare. Cuplul Irina și Rusul Cocolan. Cuplul Elena și Ioan Crețu. Cuplul Erica și Albert Farcaș. Nu fi grei. Cuplul Elisabeta și Nicolae Giurgiu. Cuplul Ileana și Ștefan Cora. Cuplul Ilișca și Constantin Iova. Cuplul Gisela și Ernest Kecheri. Cuplul Eugenia și Ștefan Mungiu. Domnul Bran. Cuplul Irina și Constantin Nicolaescu. Cuplul Elena și Constantin Obreanu.
Ana și Ioan Sarmari. Ne-am gândit că, fiind un moment atât de frumos și pentru că dumneavoastră, doamnelor și domnilor de aur și de platină de astăzi, faceți parte din generația care a crescut și a trăit cu televiziunea română pe ecranele alb și negru, și pentru că perioada aceea, cred că toată lumea din sală savura cuplul, dansa și Costel, am zis că ar fi frumos ca astăzi să ne reamintim împreună primul moment al întâlnirii celor doi, care s-a și lăsat o cerere în căsătorie. Și probabil cu această ocazie să vă amintiți cum anume ați fost cerute în căsătorie sau v-ați cerut viitoarele soții în căsătorie. Tanța și Costel, în gară la Megidia. După scurtmetrajul urmărit, a venit rândul cuplurilor care aniversează 60 de ani de căsnicie să fie premiate de către primarul Tiberiu Codriții. Îl invit din nou pe domnul primar, pe doamna Berșanski, pe doamnele care de fiecare dată sunt ca formicuțele în această sală ca să vă primească cu cât mai mult bucurie, să continuăm această frumoasă festivitate, invitând de această dată cuplurile care au ajuns la 60 de ani de viață trăită împreună neîntrerupt. Vor fi acordate diplomele de longevitate următoarelor familii. Maria și Dumitru Poza. Doamna Olga și domnul Ioan Gaiță. Costică Portasă.
invităm cuplul Marina și Gheorghe Tănăsescu. Obiceiul nostru este ca la această festivitate să vi se ofere, doamnelor și domnilor, un moment artistic adecvat acestui moment. Și de această dată este pregătit acest minunat prilej de a vă și relaxa și o invităm pe Alina Camaș să vină și să vă încânte câteva minute. Cum vă simțiți astăzi? Foarte bine, foarte bine, ca în tinerețe. Au trecut foarte repede ani, cu bine și cu rău, mai mult bine. Sunt fericită, am un soț bun și copii buni, nepoți buni. Am vrea să spună, domnul, care este secretul unei căsnicii de succes? În primul rând, înțelegere, iubire, comunicare. Ce-i sfătuiți pe tinerii din ziua de astăzi? Să fie, în primul rând, mai înțelegători, să se iubească, să fiecare să-și facă un viitor în viață. Să se respecte. Asta este cel mai important. Respectul. Și totdeauna să vezi partea plină a paharului, să fii optimist, să ai o stare de echilibru. Asta este tot secretul. Să-ți găsești echilibru în viață.
foarte repede și repede. Asta e situația. Care este secretul unei căsnicii de lungă durată? Secretul? Multă răbdare și înțelegere. Ați avut și momente grele prin care ați trecut. Bineînțeles, dar le-am trecut. Încet, încet le-am trecut. Ce le spuneți copiilor dumneavoastră și nepoților? Copiilor, să ia exemplu de la noi. Și nepoții de la părinți, uite așa, să meargă în continuare. Cum vă simțiți astăzi, într-o zi atât de importantă? Foarte fericită, că am ajuns la 50 de ani de căsnicie, cam lung, o viață de om, așa-i? Care este secretul unei căsnicii de succes? Înțelegere, înțelegere și iertare unul pe celălalt, că nu se poate din toate nimica să ne certăm. Cum vedeți inițiativa primarului de a vă premia la 50 de ani de căsnicie? Foarte frumos, foarte, foarte frumos, nici nu m-aș fi gândit. Vreau să-l întreb pe domnul, care este cel mai bun și cel mai rău moment prin care ați trecut? Cel mai bun moment, mă bucur foarte mult că am ajuns, cum să zic, cu boala mea care am 35 de ani, am ajuns ca să pot să vin aici și să sărbătorim 50 de ani de căsnicie. Bine. Mulțumesc, mulțumesc. Dacă ar mai fi și un pic de sănătate, ar fi bine. Sănătate. Da, ajungi la 60 de ani. Care este secretul unei căsnicii de succes? Înțelegerea. Asta e cel mai bun. Poți să ai orice avea, dacă nu e înțelegere, nu e nimic. Vedeți inițiativa primarului Tiberiu Iacobriți de a vă premia astăzi? Frumos gers. E de laudat. Tot timpul așa a fost. Emoționată, profund emoționată pentru așa un eveniment, 60 de ani de căsătorie, și mulțumim primarului că își amintește de noi. Deci vreau să-l întreb pe domnul, care este secretul unei căsnicii de succes? Bună înțelegere și toleranță. În viață ai multe suișuri, multe coborușuri, dar dacă știi să le rezolvi, ajungi la vârsta noastră. Bineînțeles, cu ajutorul Dumnezeu și cu sănătate. Dacă n-ai sănătate, nu faci nimic.